se veselește. Toată ziua el muncește, seara un pahar de vin cinstește. Moldovanul trăiește, cântă și se veselește. Toată ziua el muncește, seara un pahar de vin cinstește. Hai la mulți ani! Nu mă așteptat, vă spun sincer. Dar ne primiți. Dar m-am gândit că am venit. M-am gândit că o să fie dor de noi și noi am venit. Așa că hai înăuntru. Hai. Așa. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Tot cor. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască. Onisim să ne trăiască, mulți, mulți ani trăiască. Cred că înțelegi că toată lumea asta frumoasă te adoră, te iubesc, iar astăzi, fiind erou aceste zile, uite așa, toți se adună grămăjoară în jurul tău. O venit rândul tău de data asta. Și dacă tot ai zis că s-a fost dor, noi am venit. Și ne bucurăm că... Rare sunt familiile la care revenim cu atâta dragoste de fiecare dată, iar voi sunteți una dintre acele, acele familii frumoase, minunate, care fiecare membru este iubit, stimat și dacă vine surpriza pentru fiecare, înseamnă totul la un nivel, iubiți și apreciați, da? Astăzi este despre tine, despre acel... om frumos și minunat care, ia, uite, ține pe toți grămăjoară și bănuiesc că are și el câte o inimă mare pentru fiecare din ei. Iar acest tort frumos și minunat, bineînțeles că este pentru dulceața asta de bărbat care astăzi este omagiat, așa că primește, te rog, surpriza dulce. Ștefanus deja gustos, așa că n-ai răbdare. Așa că te rugăm. Puneți o dorință și suflă lumânările. Închide ochișorii. Da, e la gel. Șlomul pune cap. Da. Da, și că era dorința pregătită, da? La mulți ani! Și un tort, și lângă tort este și o sticluță de șampanie din toată inima. Ia, ca așa. Ia-mi spune, din dracui. Din partea lui soției și al lui copii. Am trei copii. Trei bucurii. Ce mai ai vă doi? Trei îngerași. Și într-adevăr, omul ăsta a ghicit, pentru că știe cine e brav și cine îl iubește și cine face astfel de surprize, da? Bineînțeles că oamenii tăi scumpi și dragi, care tare, tare te adoră. Și anume, copilașii dragi, Doinița, Ionela, Ștefaniel și din partea la nepoțelul, da? Nepoțelul scrie? Nepoțelul, da. Și îi prezent? Da, da. Sunt la balcon. La nepoței și la nepoțel și din partea la naș. De fiecare dată există un mesaj de felicitare pentru omageat, iar de data asta, dacă sunt toți prezenți, o să spunem deja și cu ajutorul lor fiecare câte o frază pentru frumosul nostru omageat. O să începem cu cea mai frumoasă și cea mai minunată soție, da? Ce-i dorim acestui om frumos? Vreau să-i doresc sănătate, înțelegere, să mă iubești așa cum sunt. Foarte tare, îți mulțumesc. Rădă ta. Da. Desigur. Să nu mai știu mai rău ca azi. Da, doamne. Ia că așa. Ne ajute Domnul. Și ai ți-ai pus tu un plan și aici ne-am pus eu un plan să îndeplinească. Și îți mulțumesc pentru că ești și pentru că am așa copii frumoși. Pentru tot îți mulțumesc ție. Și te iubesc foarte tare. Cu plăcere, de tot nu-mi plăcere, că nu mă... Dar pe asta sunt emoții.
Le spune și el aceste cuvinte din inimă, la atâția ochi care se uită la el și de asta și vin emoțiile frumoase. Asta înseamnă că sunt sentimente... E drept! E drept! Sănătate! Multă iubire și înțelege între voi. Deci alături îl avem pe Ștefănel, da? Ștefănel, ce îi dorim noi acestui om frumos? Cum este el pentru tine? Bravo! Te ascultă? Da. Să-l tupi el. Amândoi. Amândoi, da? Bravo. Fetele, cochetele. Știi un lucru, dacă ar fi o frază, să-i dorim acestui bravo magiat. Eu îi doresc de toate, dar câte un pic, nu chiar atât de mult. Să le poată duce, da? Da. Și multe greutăți. Da. Deja sănătate și mereu să fii cu toate persoanele dragi, dacă nu ești la rău. Așa să fie. Îți mulțumesc foarte mult. Foarte tare vă iubesc. Îi doresc mult sănătate, dacă are sănătate, poate să-l fac pe toate. Mult succes! Și toate dorințele lui care să le-au pus în plan, să le îndeplinească. Așa să fie. Mersi mult. Fata mea, mersi mult. Sunt cuvinte foarte, foarte plăcute. Nu m-am așteptat din partea voastră, așa că două. Eu mă gândim ca și așa că două, dar... și eu zis-i. Nu soțuie. Eu îți mă aștept ceva la ușă, da? Ei, dacă ai așteptat, i-a venit cineva la ușă, da? E că și nepoțelul. Fiecare ziua de azi să-ți aducă numai bucurii. Lacrimile care ai avut în ochi să-ți aducă iarăși bucurii. Și lacrimile care nu le-ai avea astăzi și le-ai avea mâine, poi mâine, să fie numai de bucurie. Și mulți ani înainte, eu nu pot să-ți spun, că anii ne-i dau numai Dumnezeu, dar eu îți dau multă, multă sănătate, să fii fericit și să primești așa cum ai primit familia asta, tot binele din lume, la mulți ani. Vă mulțumesc pentru tot. Sunt foarte, foarte mulțumit. Cam o așa familie frumoasă și bogată. Sunt foarte mulțumit. Nu am cuvinte. Pentru tot ce vă stăruiți. Pentru tot ce faceți pentru mine. Sunt mulțumit la fiecare în parte. Foarte mult și foarte tare. Așa să fie. Nepoțelă, tu vrei să spui ceva? Îți dorim mult sănătate, copii frumoși, cât mai mult, bani, bucurie, plână sănătate, dacă o ai, faci puteți. Mulțumesc! Mulțumim! Cu lăpca pe obraz nu știu să fii. Întotdeauna cu lăpca pe obraz fii. Eu văd că tu faci parte dintr-o familie care te-au primit cu brațele deschise. O familie unde ți-ai găsit alinare, ți-ai găsit iubire, ți-ai găsit sprijin, susținere și împreună veți face lucruri minunate. Dacă din fața lor nu dispare zâmbetul, este și meritul tău, cu siguranță. Și dacă ei sunt așa de șmecherii, așa, de năzbâtioși, asta înseamnă că îi creșteți frumos, asta înseamnă că le permiteți să-și crească copilăria așa cum vor ei și sunteți niște părinți minunați. Iar împreună, când se unesc doi oameni frumoși, fac lucruri frumoase. Cum au spus fetele? Îți doresc de toate cu teleac, să le poți duși, așa. Telecuță din toate. Și uite așa, noi vă dorim la toată familia să aveți parte numai de bucurii și în zilele de naștere, dar și în zilele simple care sunt peste an. Și vă dorim ca fiecare zi care vine să vă scrie câte o poveste, o poveste de iubire, de înțelegere. Fiecare zi este o foaie curată, iar noi o scriem cu zâmbete, cu bucurii, cu cele mai frumoase emoții. Iar asta depinde de fiecare din noi. Pentru că putem noi să ne creăm și dispoziția, și iubirea, și familia asta frumoasă, zi de zi o clădim împreună. Și dacă aici ne simțim bine, ne simțim iubiți, stimați, apoi este un loc unde cu drag revenim de fiecare dată seara sau de unde plecăm noi peste zi. Așa e, Ștefănel?
Tu mergi la școală? Da. Și revii cu drag acasă? Hei! Vrei să rămâi la școală? Zic, acasă te găsesc niște oameni buni și stimători sau de ăștia stroghe? Buni. Все-таки buni. Noi vă dorim ca și această zi să vă aducă zâmbete, dar și fiecare zi din an. Și scrieți povestea vieții voastre așa, cu culori frumoase, cum puteți voi. Pentru că aveți oameni care, uite, câte zâmbete și ochi frumoși au. Bunul Dumnezeu să vă dea de toate. Și înțelegere, și iubire, și îmbrățișări calde. Și mâini care întotdeauna sunt gata să vă ajute. Să aveți parte doar de culori frumoase și de iubire multă, multă. Pentru că din iubire creăm și o familie cât mai frumoasă. Îmi pare bine să vă revedem și astăzi, uite așa, într-o echipă frumoasă, într-un zâmbet și într-o ghidușie. Zic, ne aminteam acum afară cum Ștefănil înțelege fotografiile, ba cu ochiul, ba cu gura, ba cu urechea, ba cu ceva. Zic, Ștefănil, dați-mi bani dacă vreți să mă faci poză, da? Cinci? Ia că așa. Toate, tot costă bani, da? Vreți sau serios? Asta costă, da? Și eu bănuiesc că te simți aici și tu bine, pentru că și ei cu toții simt bine, așa că vedem și după emoțiile care tu le arăți, că într-adevăr te simți în sânul familiei tale ca în sânul lui Dumnezeu, așa-i? Și din partea noastră un sincer la mulți ani și, cum o spus, mai faci copii, da? Cât mai mulți încă. Nu, gata. Câți i-am zbuni, da? Da, desigur. La mulți ani și să fiți plin de viață și bucuroși. Vezi ce înseamnă spui fetiță aici? Vino aici lângă... Întrebam, zic, de unde ai tu numele ăsta atât de rar? Prima dată, unicul om care l-am întâlnit cu așa nume. Să vă spun, ia că cum tata meu mă ascultă. Noi în prima transliață sau papa. Bunelul meu, tata meu, a fost așa cu un nume vechi din strămoș. Îl chema Onisim. Și tata decis așa că să-mi pui și numele Onisim. Cum te simți tu cu numele ăsta atât de rar întâlnit? Ai mai întâlnit un om cu așa nume în afară de bunelul tău? Da, vă spun sincer. La voi acolo? La noi la țară era un om care îl chema tot Onisim. Al numie. Și eram eu într-o jumătate de sat. Și mai era unul în celălalt. Și în altă jumătate de sat era altul, om ca altul. Tot cu așa. Tot unisem, da? Da. Când și chiar... Dar numai doi este spune chiar și la școală, chiar și... Îmi spune pe familie. Că era greu numele, dar știe cum mă numesc. E nume foarte rar, dar e, pentru cineva e plăcut, pentru cineva adică e foarte greu. În Chișinău ai mai văzut așa oameni? Ai mai întâlnit oameni cu numele Onisim? Da. Numai tu îi întâlnești. Chiar vă spun sincer, cu eu cum lucrez, e foarte, și foarte greu. Dar am întâlnit așa om cu așa nume. Unu? Ca și mine, da. Unu? Desigur că numai unu și l-am întâlnit așa om. Ești un norocos, ai mai atras un Onisim lângă tine. Că eu prima numai pe tine până când te-am întâlnit. Da, sper să mai avem așa. Reclamă pauză. Exact. La mulți ani și precum ți-ai numele rar, așa să-ți fie și norocul. Ca la nimeni și cel mai bun și cel mai minunat și să ai parte de succes și tot ceea ce-ți dorește inima ta. Așa că la mulți ca să cânte și să joace. Înțelegi și cu mătrile atunci când la toți le vine. Moldovanului îi place ca să cânte și să joace. Înțelegi și cu mătrile atunci când la toți le vine. Hai la mulți ani!